care le-am primit, sfaturile care le-am primit și e bine să le punem la inimă sfaturile acestea pentru că ne vor fi de mare folos în viața noastră. Așa cum era amintit și era adus în fața noastră în această dimineață, avem nevoie, frați și surori, de acest diamant, să-l numim noi, al smereniei. Avem nevoie de el. Ne confruntăm în lumea noastră cu atâta mândrie, frați și surori. Ne confruntăm cu atâta mândrie, probabil doar atunci când în ceruri a fost aruncat vrășmașul în lumea noastră, a mai fost atâta mândrie. Dacă te uiți în stânga, în dreapta, la oamenii, la orice poziție ar avea, totul e despre ei. Totul e despre cât au făcut, ce au făcut, ce au realizat și așa mai departe. Mai puțin despre Dumnezeu. Mai puțin despre lucrările lui Dumnezeu. Mai puțin despre faptul că Dumnezeu dăruiește totul. Frați și surori, să ne păzim de mândrie și să ne îmbrăcăm cu smerenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și asta ne aparține nouă. Că e prea târziu atunci când va veni Domnul să ne îmbrace cu smerenie. Și e dureros, frați și surori. De aceea Petru spune, smeriți-vă, smeriți-vă. Asta este rețeta pe care Domnul ne-o pune la îndemână și asta trebuie să o facem noi. Frați și surori, euul nu-i ușor de biruit, nu-i ușor de a-l aduce la jertfă, la cruce, acolo la poala crucii, nu-i ușor, pentru că firea veche și în noi se luptă, dar de aceea Biblia spune, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, să ne smerim sub această mână tare a lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne! Și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, frați și surori. Și când ne vom smeri, vom avea cuvinte rugăciune, vom avea bucurie pe fețele noastre, vom avea liniște înăuntru nostru, vom avea o față senină, vom avea o inimă gata să laude pe Dumnezeu, gata să-L preamărească. O, Doamne, binecuvintează-ne și Domnul să ne cerceteze. Ne unim în cântarea de laudă și apoi, cu ajutorul Domnului, se va deschide serviciul de învățătură. Fratele Petru va veni în față, va citi cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm înaintea Domnului în această dimineață să se îndure Domnul de noi, să dea Domnul har, să dea Domnul putere, să dea Domnul cuvânt, să binecuvinteze cântările, cântăreții care s-au pregătit să laude pe Dumnezeu, să aibă libertate în slujire și autoritate și Domnul să-i binecuvinteze. Frații predicatori să aibă libertate pentru a transmite voia lui Dumnezeu, iar noi să spunem, Doamne, vorbește că robii Tăi ascultă. Doamne, binecuvintează-ne. Cântăm și apoi se va deschide serviciul de învățătură și Domnul să ne dea har, bucurie și binecuvântare. Amin. Sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talanții acum să vi pregătiți. Nu mai este mult din noapte, și luceafărul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul!
acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Glasul meu răsună noapte, să-l audă, dar creștinii peste tot. Iată împăratul vine, pașii lui se aud mai des în depărtări. Lasă lumea și păcatul, încurat să fie haina ce o porți. Strig acum a doua oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Vă invit să vă ridicați alături de mine în picioare. Deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1150, Efeseni capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 20. Efeseni capitolul 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Amin. Amin. Ocupați locurile, frați și surori. Vom avea un timp în care am vrea să înălțăm numele Domnului, cântăm spre lauda lui Dumnezeu o cântare în comun, facem și colecta, apoi Salomea dorește să cânte, Domnul să o binecuvinteze, tinerii se vor grupa și vor cânta spre lauda Domnului, probabil și cu copiii care sunt în adunare, o parte sunt la grupă, dar cei care sunt aici în adunare. Apoi fratele Emil împreună cu sora Mărioară vor cânta, Domnul se binecuvinteze. Fratele Emil spunea că a trecut printr-o răceală destul de grea și este puțin încă răgușit, ne rugăm Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să-i dea putere să laude numele Domnului.
Fratele Goriță, dacă are pregătit o cântare, am vrea să cânte, Domnul să-l binecuvinteze. Și Sefora a pregătit o cântare, ascultăm, să o binecuvinteze Domnul. Și apoi fratele Petru va predica cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să anunț încă de la început, slujba în această dimineață va fi puțin mai scurtă. Avem și o slujbă de înmormântare la care trebuie să participăm și am vrea cei care doriți să ajungeți și acolo să puteți să faceți lucrul acesta și am vrea timpul acesta care îl avem la îndemână să-l folosim pentru slava și gloria lui Dumnezeu și Domnul să dea binecuvântare. Fratele Petru va predica cuvântul lui Dumnezeu după cântările amintite. Amin. El ne-a iubit, venind în lume, ca noi pierduți să fim salvați. Prin sângele vărsat pe cruce, la Golgota Iisus Hristos ne-a mântuit. Știm că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător, ca un copil ce se încrede în tatăl său, pe acest pământ așa mă cred și eu în Domnul, că-și de păcat El m-a eliberat. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Când voi pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși, îl voi vedea pe nor de slavă, El boldul morții a învins prin jertfa sa. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său mă simt mereu învingător. Știind că-i viu, pot învinge teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge,
să mă simt mereu învingător. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Eu îți admiram splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Eu îți admiram splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Azi mă închin în fața ta, ție îți dau inima. Tu ești om, învești, domnești, peste vreme același ești. Te-am văzut în orice ploaie, orice vuiet, fulger, vânt. Eu îți admiram puterea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice ploare, orice vuiet, fulger, vânt. Eu îți admiram puterea, însă nu te-am cunoscut. Azi mă închin în față ta, ție îți dau inima. Tu ești om, învești, domnești, peste vreme același ești. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus. Îmi arătai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut murind pe cruce, între doi tâlhari sus. Tu îmi arătai iubirea, însă nu te-am cunoscut. Azi mă închin în fața ta, peste vremea același ești. Amin.
Orice prieten am în Iisus, când mă rog lui Dumnezeu, mijlocește pentru mine și eu stau pe brațul său. Câtă dragoste arată, a plătit păcatul meu și spălat din al lui sânge, pot să zbor și eu spre cer. Câtă dragoste arată, a plătit păcatul meu și spălat în al lui sânge, pot
să zbor și eu spre cer. Ce prezență minunată umple tot sufletul meu. Calea, adevărul, viața le găsesc în Domnul meu. Câtă dragoste arată, sânge, pot să zbor și eu spre cer. Câtă dragoste arată, a plătit păcatul meu și spălat în alui sânge, pot să zbor și eu spre cer. O, ce prieten bun mi-e Iisus, El e salvatorul meu. Schimbă inima mea, Doamne, fă-mă după placul Tău. Câtă dragoste arată, a plătit păcatul meu și spălat în alui sânge, pot să zbor și eu spre cer. Câtă dragoste arată, a plătit păcatul meu și spălat în alui sânge, pot să zbor și eu spre cer. Va fi odată o pace pe veci netulburată, va crește odată grâul ca cedrii din Liban, va fi odată o turmă din lumea asta toată și miei n-o să aibă de atunci niciun dușman, și miei n-o să aibă de atunci niciun dușman. Iubirea o să aibă o patrie slăvită,
în care adevărul doar El va fi părat, în care bucuria va fi desăvârșită și Domnul singur fi va de-a pururi adorat. Și Domnul singur fi va de-a pururi adorat. Acum mă rog cu frații, plecând cu frunți plecate, aici stropim cu lacrimi atâtea căi de dor. De acolo însă toate pe veci vor fi uitate, ne vom scălda iubirea în tainicul izvor. Ne vom scălda iubirea în tainicul izvor. O viitor de aur cuprinde-mă în tine, cu inima și ochii desprinște tot ce-i jos. Să ai pe totdeauna tot sufletul din mine aprins ca o mireasmă pe calea lui Hristos, aprins ca o mireasmă pe calea lui Hristos. Iisus, iubitul nu plește la mine și nici o clipă singur nu mă las. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel întâi la cel din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munți înalți și voi. Chiar bine cazuri dacă trec vreodată, cu tine alături am să trec mereu. Chiar bine cazuri dacă trec vreodată, cu tine alături am să trec mereu. Cu tine și rănit, străbat cădarea, cu tine eu veghez în ceas târziu. Când tu mă mustri, eu primesc mustrarea, și când te bucuri, totdeauna știu. Când tu mă
mustri, eu primesc mustrarea. Și când te bucuri, totdeauna știu. Tu nu mă lași fără de siguranță, și ești mereu cu mine ca o stea. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să-mi o poată da. Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranță, cum nu e nimeni să-mi o poată da. Cum nu e nimeni să-mi o poată da. Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dimineață frumoasă. Mulțumim că în această zi Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile, cererile noastre. Și țin să mulțumesc Domnului pentru cântările frumoase care s-au cântat până aici, și de copii și de frații mai în vârstă. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. În această dimineață suntem înaintea cuvântului Lui Dumnezeu și cred că dacă este ceva ce ne schimbă în vremea aceasta, este cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu să lase puterea Evangheliei să lucreze între noi și să mă schimbe pe mine și să ne schimbe pe noi toți înspre asemănarea cu Hristos. În această dimineață vorbim despre lupta creștină sau lupta bisericii din punct de vedere spiritual. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu avem în Sfânta Scriptură mai multe denumiri sau mai multe calități pe care ni le descrie Scriptura. Am găsit că suntem fii, am găsit că suntem robi, am găsit că suntem niște ostași și fiecare element descrie într-o anumită măsură ceea ce suntem noi în Hristos. Dar în Efeseni, capitolul 2, tot despre acest subiect spune Scriptura, în capitolul 2, versetul 19, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casă și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul lungului fiind Iisus Hristos. Și versetul 8, tot aceleași capitol, spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Vorbim în dimineața aceasta de lupta creștinului sau lupta bisericii. Dar înainte de a vorbi de lupta creștinului și a lupta bisericii, va trebui să vorbim de faptul că noi am intrat în această luptă, de modul în care am intrat în această luptă. Vedeți dumneavoastră, versetul 8 al pasajului care l-am citit, spune al Efeseni, capitolul 2, spune noi am fost mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Noi am intrat în familia lui Hristos, noi am devenit copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu. Această naștere din nou s-a realizat, această naștere din Hristos s-a realizat din momentul în care Hristos a murit și a dat viața pentru noi și noi am beneficiat de harul acesta, de harul înfierii. Și iată-ne, astăzi facem parte din familia lui Dumnezeu. Suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Și toate aceste numiri pe care le găsim în Sfânta Scriptură sunt foarte frumoase. Să fii cetățeni cu sfinții, asta e un lucru mare, e un lucru extraordinar. Sau oameni din casa lui Dumnezeu, noi nu mai suntem nici oaspeți, nu mai suntem nici străini, noi suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Dar am găsit tot în Sfânta Scriptură, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu tot în Apostolul Pavel spune niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Noi am fost mântuiți și acest lucru este darul lui Dumnezeu. Noi am fost înscriși la oaste și acest lucru vine din partea lui Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu. Așa că în această dimineață aș vrea să privim textul nostru din această perspectivă. Noi suntem niște ostași.
E frumos când vorbim de niște copii, mai ales în lumea în care o trăim noi. Niște copii răsfățați, niște copii care nu trebuie să facă nimic, niște copii care sunt ținuți de palme pe palme de părinții lor. Ăștia-s copiii din zilele noastre. Dar nu suntem doar copii și nici măcar copii de felul acesta. Noi suntem copii, copiii lui Dumnezeu, dar nu doar atât. Noi suntem ostași. Și așa în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbim despre acest lucru. Apostolul Pavel spunea, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Aș vrea să vă reamintesc în dimineața aceasta că cel care ne-a scris la oaste este Domnul. Slăvit să fie El. Amin. Și dacă ne-a scris la oaste, înseamnă că noi trebuie să luptăm în oastea Lui. S-ar putea să ne cuprindă și pe noi oboseala sau obișnuința sau chiar indiferența și să spunem nu merită să mai lupt. Dar în această dimineață aș vrea să vă readuc aminte că cel care ne-a înscris la oaste are așteptare din partea noastră să luptăm la oaste. Eu n-aș înscrie la oaste sau un job, n-aș chema pe nimeni să lucre dacă nu lucră. Nu știu dacă dumneavoastră ați face altfel. Nu l-aș chema să stea să se uite la mine. Dacă am de făcut ceva, chem pe cineva care să mă ajute. Dacă Hristos ne-a scris la oaste, nu ne-a scris ca să ne uităm unii la alții sau să ne uităm doar la El. Hristos ne-a scris la oaste să luptăm. De aceea apostolul Pavel spunea, luptă-te lupta cea bună a credinței pe care o așteaptă o mare răsplătire. Trebuie să ne luptăm. Lupta spirituală, dragii mei, despre care vorbim, sau lupta creștină despre care vorbim în această dimineață, vine la pachet cu toate binecuvântările pe care le primim. E frumos să fim numiți copii al lui Dumnezeu. E frumos să beneficiem de protecție în momentele de criză. E frumos să avem un tun de scăpare, o cetățuie de adăpost, un loc în care să fugim în ziua necazului. E frumos să avem o temelie de pe care să nu ne clintească nimic. Dar împreună cu toate aceste beneficii, împreună cu toate aceste binecuvântări, binecuvântarea unui viitor strălucit, binecuvântarea unei vieți veșnice, vine la pachet și lupta spirituală. Nu putem să le despărțim una de cealaltă, pentru că Hristos ne-a chemat la oaste. Hristos ne-a chemat la oaste. Și atunci aș vrea să privim din perspectiva aceasta lucrurile. Apoi, dacă Hristos ne-a chemat la oaste și noi nu putem zice că nu suntem din oastea lui Hristos, dacă spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu, noi suntem și ostași. Luptăm, luptăm. De ce să luptăm? Pentru că între întuneric și lumină întotdeauna a fost o luptă. Noi nu putem să fim neutri și să stăm undeva la mijloc. Vom fi nimiciți. Noi va trebui să definim în care tabără suntem. Dacă am ales să fim în tabăra lui Hristos, în tabăra celui răstignit și înviat din morți, va trebui să luptăm împotriva întunericului. Ori dacă noi nu luptăm împotriva întunericului, împotriva păcatului, împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, înseamnă că este o problemă undeva. Este o problemă undeva. Dacă noi ne aflăm în tabăra lui Hristos, care a fost întotdeauna în luptă împotriva diavolului, înseamnă că noi trebuie să luptăm împotriva diavolului și împotriva păcatului. Dacă nu ne luptăm în dimineața aceasta, te rog din toată inima să spui un mare semn de întrebare, ce se întâmplă cu viața ta. Pentru că dacă noi suntem și dacă spunem că suntem ai lui Hristos, lupta vine la pachet cu toate celelalte. Noi trebuie să luptăm. Apoi, dacă vrem să luptăm, apostolul Pavel ne spune aici în Efeseni că trebuie să ne îmbrăcăm. Nu putem merge la luptă oricum. Trebuie să fim pregătiți pentru asta, trebuie să îmbrăcăm o anumită armură. Nu mă pot duce la luptă îmbrăcat ca bucătar. Nu mă pot duce la luptă îmbrăcat cum mă duc la școală. La luptă mă duc pregătit. Și în această dimineață aș vrea să ne facem o verificare fiecare dintre noi dacă suntem îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu sau nu. Avem lucruri care ne plac din Cartea Sfântă, avem lucruri care s-au legat de inima noastră într-un mod mai special, după cum cred că avem lucruri care ni se par mai aplicative pentru noi din această listă, din această îmbrăcăminte. Dar Biblia spune felul următor, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. E nevoie de îmbrăcăminte. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, versetul 13, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu doar că avem o luptă de dus, avem și o armură pe care trebuie să o îmbrăcăm, pentru că ne așteaptă zile rele, asta spune Scriptura. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Tot Efeseni, capitolul 5, versetul 16, Scriptura ne spune, răscumpărați vremea, căci zilele
sunt rele, rele. Înseamnă că dacă trăim în zile rele, în vremuri complicate și vremurile cu adevărat sunt rele, oamenii sunt cu adevărat răi, înseamnă că noi va trebui să avem îmbrăcămintea aceasta întotdeauna pe noi. Nu o luăm doar în momentul de luptă, nu o luăm doar când mergem la rugăciune, nu o luăm doar când venim la adunare. Îmbrăcămintea aceasta, armura aceasta ne este dată să fim îmbrăcați 24 din 24. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Această joacă sau acest compromis, venim la adunare, aici ne luptăm, în rest nu ne luptăm, s-ar putea la un moment dat să aducă confuzie în inima noastră și în mintea noastră, să nu mai știm pentru cine luptăm, noi cu cine mergem, a cui suntem noi, noi ținem cu Domnul sau ținem cu diavolul, noi în ce lume trăim, noi ținem cu lumea sau ținem cu valorile sfinte. Atunci când ne compromitem și când facem astfel de ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm, Biblia ne spune: de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. După ce veți fi biruit totul. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Lupta spirituală, dragii mei, dacă am găsit aceste lucruri, am desprins eu că nu este benevolă, ci este o obligativitate. Dacă fac parte din familia lui Hristos, dacă fac parte din oastea lui Hristos, nu mă pot să mă așez pe bancă cât oastea luptă. Nu pot să stau nepăsător cu sabia în teacă cât timp oastea luptă. Dacă îți fac parte din oasele lui Hristos, va trebui să lupt. Să lupt până la capăt. Apostolul Pavel a spus: m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am ispărvit alergarea, de acum mă așteaptă. Lupta aceasta trebuie să ducă până la capăt. Dar aș vrea să vorbesc puțin despre pregătirea pentru luptă și apoi aș vrea să las loc fratelui Daniel. Pentru că am înțeles că lupta este o obligativitate, nu este o alegere, nu ține de alegerea noastră dacă ne luptăm sau nu împotriva păcatului. Hristos ne-a chemat la El, Hristos ne-a răscumpărat din vechiul mod de trăire, Hristos ne-a scos din fundul groapei, din mocilă, ne-a pus picioarele pe stângă. Ăsta e un har, e darul lui Dumnezeu. De aici încolo noi va trebui să mergem în urma lui Hristos și să luptăm împreună cu Hristos pentru adevăr și pentru neprihănire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar ce trebuie să facem ca să putem lupta și să fim eficienți în lupta noastră spirituală și în lupta bisericii? Am găsit în cartea Efeseni și aș vrea să trecem foarte puțin peste ea. Parcurgem câteva etape ale cărții. O să începem de la capitolul 2, de la versetul 11, pentru că celelalte părți sunt părți introductive într-o anumită măsură. Prima parte a cărții Efeseni, capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 22, vorbește despre armonia bisericii, despre armonie în biserică, despre unitate. În special aș vrea să citesc din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 21, să luăm câteva cuvinte, câteva versete selectiv. Că cel este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a alăturat vrăjmăcia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Versetul 18. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții. Versetul 21. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Apostolul Pavel încheie cartea Efeseni cu această culme și spune: voi trebuie să vă îmbrăcați. În versetul întâi pe care l-am citit, versetul 10, zice: încolo, fraților. Uitându-ne la urma noastră, la ceea ce Dumnezeu ne-a transmis până aici, spune Apostolul Pavel Efesenilor: încolo, îmbrăcați-vă în puterea lui Dumnezeu, în Domnul și în puterea tăriei Lui. Înseamnă că este ceva înainte de a ne îmbrăca. Înseamnă că sunt câțiva pași premergători a îmbrăcării. Sau îmbrăcarea trebuie să fie simultană cu anumite acțiuni pe care le facem noi. Noi nu putem merge la luptă, noi nu ne putem îmbrăca oricum, noi nu putem să avem orice stare, noi nu putem lua hainele de luptă peste hainele noastre vechi. Spunea Scriptura: orice haină tăvălită în sânge și orice mâină și orice încălțăminte care este tăvălită în sânge, care este murdară, să fie lepădate, să fie scoase afară. Atunci când noi vrem să luăm armura lui Dumnezeu, să o îmbrăcăm pe noi, să o luăm în viețile noastre, noi va trebui să respectăm anumiți termeni pe care Dumnezeu ni trasează. Nu putem să ne îmbrăcăm haină peste haină, haina lumii
mi și haina lui Dumnezeu. Va trebui să dezbrăcăm hainele cele vechi și să luăm hainele cele noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în dimineața aceasta îl simt pe Dumnezeu prezent aici, care vrea să dăie haine noi dacă nu le avem. Și dacă hainele noastre și îmbrăcămintea noastră nu este completă, Hristos poate să o completeze. Și dacă coiful mântuirii lipsește, sau sabia Duhului, sau încălțămintea, râvna Evangheliei păcii, mă rog ca Dumnezeu să ne atingă pe toți. Dumnezeu este prezent în adunare. Ne vrea pregătiți cu totul pentru luptă, să fim îmbrăcați complet, să nu ne atace diavolul și să nu ne biruiască. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pregătirea pentru luptă, în primul rând, Efeseni capitolul 2 vorbește despre unitate. Ca biserică, pentru că apostolul Pavel scrie unei biserici, ca biserică noi nu putem lupta împotriva duhurilor, împotriva căpeteniilor, împotriva listei pe care o descrie apostolul Pavel, dacă nu există unitate. Stând pe bancă, mi-am adus aminte de o fabulă. Nu mi-aduc aminte numărul de animale. Spune că au încercat să tragă un anumit obiect. Și unul tras într-o parte, unul într-alta, unul tras în sus. Mișcă obiectul din loc. N-ai cum. Noi, ca și ostași ai lui Hristos, ar trebui să tragem în aceeași direcție. În aceeași direcție în care trage Hristos. Pentru că El este căpetenia noastră. De asta oastea asta e cea mai frumoasă, pentru că nu avem un om în fruntea noastră. De aia oastea asta e cea mai specială, pentru că nu avem un muritor înaintea noastră. Înaintea noastră e căpetenia noastră, desăvârșirea noastră, Hristos în sus, slăvit să fie El. De aceea noi va trebui să fim plini de curaj și să lucrăm la unitatea oștii noastre, la unitatea bisericii. Vrem să avem biruință, vrem ca Dumnezeu să asculte rugăciunile, vrem ca să se vindece bolnavi, vrem să se elibereze cei demonizați, unitate. Dumnezeu lucrează. Atunci când se unesc doi sau trei, Dumnezeu coboară. Biblia spune despre ucenicii care se adunau împreună, erau una, erau la oaltă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E primul lucru pe care trebuie să-l aplicăm în viața noastră când vrem să luptăm din punct de vedere spiritual. Nu mă pot lupta cu duhurile dacă cu frații nu-s bine. Nu mă pot lupta împotriva păcatului dacă nu avem același concept, aceleași principii scripturale. Cu cine mă voi lupta? Cum mă voi lupta? Cum îmi voi pune opoziția în fața lumii, în fața păcatului care vine și ne asaltează și ne provoacă din toate direcțiile, dacă nu știu încotro trebuie să mă duc? Unitate, unitate chiar și în învățătură, în biserică, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, a doua parte, următoarea parte despre care vorbește apostolul Pavel, de la capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 21, tot capitolul 3, vorbește despre chemarea bisericii. Într-un mod special, versetele 16 până la versetul 19 a cărții Efeseni vorbește despre plinătate de Dumnezeu. Noi trebuie să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, spune versetul 19. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. De ce să locuiască prin credință în inimile noastre? Pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea lucru pe care l-am descris din cartea Efeseni, urmărind-o, este că atunci când vrem să luptăm, atunci când vrem să îmbrăcăm această armură și vrem să avem biruință în această luptă spirituală, va trebui să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Adică, Duhul lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre. Să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru. Va trebui să lăsăm loc Duhului Sfânt liber, loc liber să lucreze în viața noastră sfințirea, neprihănirea. Va trebui să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să conducă viețile noastre. Așa încât prin Duhul să îl faceți să vă întăriți în omul din lăuntru. Apoi, Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință. De ce? Ca să cunoaștem taina lui Dumnezeu, ca să cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Puterea pe care o primim prin crucea de la Golgota, puterea pe care a dobândit-o Hristos, puterea pe care o are de a-i fi supuse toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în noi atunci când Duhul lui Dumnezeu coordonează viețile noastre, atunci când din Hristos am făcut stăpânul nostru, Domnul nostru, cârmuitorul nostru, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și atunci toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în noi. Noi va trebui să căutăm lucrul acesta. Dacă vrem să avem biruință, în primul rând să avem unitate, apoi să avem o relație corectă, perfectă cu Dumnezeu, să locuiască Dumnezeu în noi. Asta înseamnă ca fiecare colțișor al inimii noastre să fie predat în totalitate lui Dumnezeu, lui Hristos.
Avem tendința să ascundem anumite unghiere ale vieților noastre și să zicem, Doamne, știi, aici mai este de lucru, lucrul ăsta nu pot să las, lucrul ăsta mi-aparține mie. Hristos, atunci când intră în viața noastră, vrea să lumineze fiecare unghiere al inimii noastre și lumina care vine de la Dumnezeu poate să străpungă și poate să schimbe, slăvit să fie Domnul. Dar va trebui să ne lăsăm prelucrați, astfel vom avea biruință, dragii mei. Spunea tot Domnul Hristos, eu am putere și eu am biruit, pentru că El n-are nimic din mine. Diavolul n-are nimic din mine, diavolul nu trebuie să aibă nimic din noi. Noi să fim predați în totalitate lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Viața noastră să fie închinată, să o aducem ca o jertfă vie, sfântă și plăcută pe altarul lui Dumnezeu. Astfel, asta va fi o jertfă duhovnicească. Astfel vom avea biruință, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să dispară compromisul, să dispară piciorul jucăuș, să dispară privirea peste gard, să dispară gândurile de renunțare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hristos ne vrea cu gelozie pentru El, Hristos ne vrea Lui. El și-a dat viața pentru noi, un dar, un har, să fim în oasea Lui Hristos. El ne este căpetenie, biruința ne este asigurată, dar haideți să ne predăm viața în mâinile Lui în totalitate și așa vom fi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie Domnul! Și al treilea lucru, în primul rând unitate, plin de Dumnezeu, și apoi apostolul vorbește din capitolul 4 până la capitolul 6, versetul 9, vorbește despre conduita bisericii și aș vrea să le iau pe rând puțin. În primul rând despre slujba bisericii, de la capitolul 4, de la versetul 1 la 16. Capitolul 4, versetul 11 și 12, într-un mod special. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Conduita bisericii. În primul rând vorbim de slujba bisericii. Dumnezeu a rânduit o anumită ierarhie lăsată prin Sfânta Scriptură, lăsată în scris pentru noi, și toate aceste lucruri le-a lăsat pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Conduita bisericii. Dacă vrem ca lupta noastră spirituală să fie de succes, ca să avem biruință, va trebui să respectăm conduita bisericii și slujba pe care a lăsat-o Hristos. Să înțelegem motivul pentru care Dumnezeu a lăsat în biserică pe unii învățători, pe unii apostoli, pe alții proroci și așa mai departe. Apoi, standardele morale, capitolul 5, versetul 1, spune în felul următor. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Iar a doua etapă a conduitei bisericii. În primul rând, noi avem o ierarhie, noi avem o ordine, noi avem o regulă a bisericii. Apoi noi avem standarde morale pe care trebuie să le atingem. Și atunci când suntem acolo la înălțimea lor, atunci când Dumnezeu ne găsește la înălțimea la care vrea El să fim, atunci cu siguranță vom avea biruință. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. Dacă vrem ca din punct de vedere moral să păstrăm standardele trasate de Sfânta Scriptură și de Dumnezeu, va trebui să urmăm îndeaproape pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Le-am spus și tinerilor, îmi imaginez pe Hristos care calcă în zăpadă de data aceasta pentru ca să-i văd urmele. Dacă nu calc în urma lui Hristos și fac o altă urmă, după cine va merge cel care vine în urma mea? Va trebui să călcăm în urmele pașilor lui Hristos, să ne ținem de pașii Lui. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Astfel noi vom fi păziți de rătăcire. Astfel cei care vin după noi vor avea cărarea dreaptă. Slăviți să fie Domnul. Conduită și standarde morale. Apoi, conduita relațională, ultima parte vorbește despre familie și despre muncă într-o anumită măsură. Și relația aceasta trebuie să fie una corectă. Vedeți, dumneavoastră, atunci când vrem să luptăm, atunci când vrem să ne implicăm și atunci când vrem să cu adevărat să fim oștași aceia de care Dumnezeu să se folosească, va trebui toate relațiile noastre să fie corecte. Diavolul să n-aibă niciun loc de atac, niciun loc de pus întrebări. Oare chiar a fi? Oare chiar trebuie? Oare chiar mă pot ruga cu cel de lângă mine? Va trebui și conduita aceasta relațională să fie una corectă, în familie, muncă și în biserică. Dar despre biserică am zis, despre unitate. În primul rând avem unitate, plin de Dumnezeu, și apoi avem o conduită pe care trebuie să o respectăm. Și apoi, după toate aceste lucruri, apostolul Pavel spune, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Așa ne vom putea întări în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu putem sări niciun pas. Nu putem să ne întărim în Domnul câtă vreme noi unitate.
Nu putem să ne întărim în Domnul cât încă mai sunt lucruri firești care ne pun stăpânire, care ne leagă, care ne robesc. Nu putem să fim plini de Domnul. Nu putem să ne întărim în Domnul. Nu putem să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui atâta vreme cât conduita noastră nu e una corectă în relația noastră cu biserica, cu familia, cu celelalte lucruri pe care le facem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încolo, fraților, după ce toate aceste lucruri au fost rezolvate sau simultan cu ele, împreună cu ele, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu vrea să ne dăie biruință, Dumnezeu vrea să fim mai mult decât biruitori, dar va trebui să fim oamenii care să ne pregătim din punct de vedere spiritual ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să îmbrăcăm această armură pe care ne-o spune Scriptura. Și dumneavoastră o știți pentru că textul este destul de cunoscut. Aș vrea să vă las un verset de încurajare. În Luca capitolul 10, versetul 17 până la versetul 20, spune în felul următor cuvântul lui Dumnezeu. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Amin. În lupta spirituală, cel care ne-a autorizat și cel care ne-a trimis este Domnul. Iată că v-am dat putere, spunea Domnul, să călcați. Să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului, indiferent pe ce cale vine ea. Pe calea învățăturii, pe calea relaționării, chiar dacă vine între noi și încearcă să facă dezbinare, indiferent pe ce cale vine diavolul să lupte împotriva noastră. Noi va trebui să știm că noi suntem mai mult decât biruitori prin El, prin Hristos. Nu putem nega lupta spirituală, pentru că nu putem nega că nu este întuneric sau lumină. Există și întuneric și lumină, există și puterea lui Dumnezeu și este și diavolul. Lupta va fi întotdeauna, așa cum întunericul cu lumina nu se pot uni, nu se pot fi împreună. Așa lupta trebuie să fie în continuare și va fi în continuare. Da, unii o spunem noi, nu este lupta spirituală, dar aia nu înseamnă că nu iese. Dacă noi ne tragem înapoi și zicem, nu s-a întâmplat nimic, a fost o normalitate, a fost o întâmplare, asta nu înseamnă că nu este o luptă spirituală. Nu este, asta nu înseamnă lucrul acesta. Prin negare noi nu putem, sau prin neexperimentare noi nu putem face o afirmație sau să facem anumite teorii. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem că noi trebuie să ne luptăm, noi trebuie să ne luptăm. Dar nu ne putem lupta oricum, trebuie să fim pregătiți, să avem unitate, să nu intre vântul printre noi, să fim una, dragii mei, să fim una. Avem diferențe între noi, diferențe de gândire, diferențe de maturizare, diferențe de cultură. Foarte multe diferențe, nu pot să le enumăr pe toate în această dimineață, dar Cel care ne-a unit este Hristos. Cel care ne-a unit este Hristos. Noi trebuie să fim una. Să ne iubim ca frații, să simțim unii cu alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și știu că suntem una, dar va trebui să mai lucrăm la aceasta, pentru că diavolul are lupta lui împotriva noastră de a ne dezbina. Și atunci când dezbină, atunci e cel mai ușor să ne atace. Și numai nu apar nemulțumirile, apar frustrările. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încă o dată, ne pregătim pentru luptă. Ne pregătim să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, ne omițând niciunul dintre lucrurile alea. Le lăsăm, le luăm pe toate. Coif, încălțăminte, sabia Duhului, tot ceea ce spune Scriptura. Dar, înainte de aceasta, va trebui să fie unitate, să avem plinătatea lui Dumnezeu în noi și o conduită corectă față de biserică, familie și comunitatea în care trăim. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne dea biruință. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Hristos este Domnul. Amin. Amin. Frați și surori, foarte scurt voi avea câteva gânduri în această dimineață privitor la textul care a fost citit. Și vrem să continuăm să vorbim despre războiul acesta spiritual. Despre asta este vorba. Așa cum era amintit, chiar dacă nu ne-am înscris să spunem, da, eu vreau să lupt cu diavolul. Noi oricum suntem în război, știți de când? De când ne-am hotărât pentru Domnul. De când am spus da lui Dumnezeu, am intrat în războiul acesta. Și în această dimineață doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute în lupta pe care o avem de dus. Câteva afirmații
bazate pe cuvântul care s-a citit în această dimineață și bazate pe realitățile pe care noi le trăim. 1. Războiul spiritual este o realitate, nu e o ficțiune, nu e o poveste, nu. Este o realitate, frați și surori. Și pentru aceasta mă folosesc de Biblie, dar pentru aceasta ne folosim și de realitatea în care noi trăim. Și realitatea în care noi trăim este că lângă noi sunt răniți, lângă noi sunt căzuți, lângă noi sunt cei cu care noi am pornit, care au rămas în spate și nu mai sunt în Pluton, nu mai sunt. Pentru că au pierdut bătălia, au pierdut în luptă. Deci nu este o joacă, frați și surori. Nu este o joacă atunci când vorbim despre războiul spiritual. Am auzit de foarte multe ori și chiar unii predicatori, făcând anumite iluzii la diavolul și făcând anumite portrete vrăjmașului. Iubiți frați și surori, trebuie să recunoaștem un mare adevăr. Avem un vrăjmaș. Și aici, privitor la vrăjmașul pe care noi îl avem, în primul rând să știm că e organizat. Asta spune Biblia, asta nu o spun teologii, asta o spune cuvântul lui Dumnezeu, e foarte organizat. Sunt domnii, sunt stăpâniri, sunt duhuri ale răutății care se luptă, este unitate acolo. Mă mir uneori că între noi, în Biserica lui Dumnezeu, apar dezbinări, vreau să vă spun în această dimineață, în armata asta este unitate. Asta spune Biblia, este organizare. Diavolul, în al doilea rând, este foarte viclean. Cel mai viclean. De asta Biblia îl numește în felul acesta, e leul. Răgnește ca un leu, dar nu e leul. El nu mai răgnește, adică el ne sperie. Asta înseamnă, asta face leul. Atunci când leul răgnește, animalele acelea le pierde puterea. Asta se întâmplă și la noi uneori. Răgnește puternic, strigă puternic. Dar cel care este cu noi l-a biruit. Domnul Iisus Hristos l-a biruit. Lăudat să fie numele Lui. El este un biruit. Este un biruit, frați și surori. Un alt lucru pe care putem să-l spunem despre vrăjmașul nostru este foarte perseverent. Perseverent. El are timp, el nu se grăbește, niciodată nu se grăbește. El totdeauna are timp. Are timp întotdeauna. O soră era într-o biserică și vorbea numai de bine. Pe frați, pe surori. Oricine o întreba, soră, cum o duci? Foarte bine. Ce poți spune despre fratele cutare? Găsea întotdeauna ceva de bine, niciodată ceva de rău. Și un frate așa mai îndrăzneț, văzând că ea vorbește numai de bine pe frați și tot ceea ce se întâmplă în viața ei, i-a pus o întrebare. Auzi despre diavolul, ce poți să spui bun? Și ce a spus sora asta? Spunea, pot să spun ceva bun despre el. E perseverent. Nu se dă bătut niciodată și el își urmărește ținta cu perseverent. Asta face vrăjmașul. Și în această dimineață, frați și surori, să reținem gândul acesta. Războiul spiritual este o realitate. Este o realitate cu care noi ne confruntăm încă de când am declarat că vrem să fim robii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu trebuie să ne trecem pe o listă, nu trebuie. Ci când am declarat lucrul acesta, deja am intrat în, să spunem, colimatorul lui și el caută să se lupte cu noi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. El deja uneltește. El deja e acolo prezent. El deja caută în permanență să încurce ceva, să facă ceva. El ne trage mereu înapoi. El asta face. Asta e lupta lui. Apoi, versetul 12.
că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Adică Domnul ne avertizează și ne spune: voi aveți de luptat împotriva diavolului, voi trebuie să vă pregătiți pentru asta, voi trebuie să fiți gata. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru pentru privitor la războiul spiritual este faptul că noi trebuie să ne pregătim pentru războiul spiritual. Cei care am făcut armata știm că atunci când noi am fost încorporați, nu numai că ne-au dezbrăcat de hainele care noi le aveam, dar am început o pregătire acolo. Am început să fim învățați. Da? Și aici trebuie să știm, iubiții mei, în primul rând trebuie să știm cu cine avem de luptat. Doi, trebuie să știm ce arme avem la îndemână, frați și surori. Că noi nu numai că avem de luptat cu unul care este viclean, care este perseverent, nu. Noi avem arme pe care Dumnezeu ne le-a pus la îndemână și îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pentru că ne-a pus la îndemână toată armătura și nu este de la un om, ci este armătura lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului! Ne-a pus-o Domnul la îndemână pentru războiul acesta spiritual. Noi trebuie să ne pregătim, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Duminica trecută, nu știu dacă mai rețineți textul care l-am avut. La slujba de dimineață, revin la textul acesta, pentru că este strâns legat de pregătirea pe care noi trebuie să o facem pentru a fi biruitori în războiul acesta spiritual. Citim cuvântul lui Dumnezeu, Coloseni, capitolul 2, nu voi citi tot textul, care sigur a fost citit și a fost predicat, spune Apostolul Pavel în versetul 6 și versetul 7 și chiar versetul 8, pentru că e o avertizare aici, iată ce spune. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Cum ne pregătim? Ne înrădăcinăm. Noi, e primăvară și vrem să avem roadă în pomii noștri. Ce facem? În primul rând ne interesăm dacă l-am pus și e foarte tânăr, ne interesăm cum, ce pot să fac pomului ca să fie înrădăcinat? Când dau seama că dacă un pom n-are rădăcină, nu poate să aducă rod. Un pom trebuie să fie bine înrădăcinat, pentru că dacă nu, îl ia vântul. Cade la pământ, la prima furtună, el va fi pus la pământ. Și noi ne interesăm cum putem să-l înrădăcinăm, pentru ca să-și ia hrana de acolo, de jos. Frați și surori, Domnul ne spune ceva. Vrei să fii biruitori în războiul spiritual? Înrădăcinează-te în Hristos. Amin. Doamne ajută-ne! Înrădăcinează-te! Pentru asta avem învățături, spune aici. Am primit învățături prin care noi ne putem înrădăcina în Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Numai că merge mai departe și spune așa. Luați seama, frați din Betania, și nu numai, luați seama că diavolul a pregătit un arsenal ca noi să nu ne putem înrădăcina. A pregătit diavolul un arsenal ca noi să nu ne putem înrădăcina. Spunea cineva o metodă, ce-o făceau cineva din orașul nostru, nu spun exact ce grupare, că nu asta ne interesează. Cineva a început să vină la biserică. Știi ce făcea un alt cineva ca să nu se poată înrădăcina?
mergea din când în când și îl tulbura. Tu nu ești bine, tu nu mergi pe calea bună. Mergea el cu versete, era dintr-o altă grupare religioasă. Mergea din când în când, așa, la câteva săptămâni, luni. Pe când omul încerca să-și găsească direcția, din nou era tulburat. Și cineva, văzând scena aceasta, îl întreabă: auzi, de ce tu mergi la el? Adică tu vezi că nu vine înspre voi. Și ce a spus omul acesta? Bă, asta e metoda diavolului. Spune: auzi, pune un pom în grădină și mergi de la tot la două, trei săptămâni și îl ridici puțin. Dar îl miși puțin. Prinde rădăcină. Nu prinde rădăcină. Iară pe când el caută să-și înfigă rădăcinile, dar în pământ îl miși din nou. Niciodată pomul acela nu se va prinde. Ei, uitați-vă ce spune Biblia privitor la aspectul acesta, în care și Duhul Sfânt ne amintea de foarte multe ori aici în Betania, privitor la ceea ce va veni. Nu știu dacă am ținut noi cont foarte bine de ceea ce Duhul Sfânt spunea, ba într-una din prorociile care erau aici, era amintit să scoatem la poartă arsenalul greu pentru a ne apăra de duhuri. Pentru a ne apăra de duhuri. Pentru că noi avem toată armătura lui Dumnezeu să ne apărăm de duhuri. Binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați cum vine diavolul. Și ne mișcă. Versetul 8. Luați seama ca Coloseni 2. Ca nimeni să nu vă fure cu filozofie. Poate cineva să fie, să nu se înrădăcineze dacă apelează la filozofie? Da, poate. Numai din când în când vine vrășmașul și ne aduce concepte noi, noi, filozofice. Mai departe. Și cu amăgire deșartă după datina oamenilor. Datina oamenilor. Grupările noi care au apărut au de-a face cu așa ceva. Da, este un învățător proeminent, în centru, și apoi în jurul lui e totul. Și acum cu icoana asta vorbitoare care avem noi, oriunde ne învârtim și oriunde ne întoarcem, da, toate datinile acestea omenești ajung la noi. Că așa a spus cu tare, că așa a spus cu tare. Mai puțin ne întoarcem să vedem ce a spus Domnul, ce a spus Hristos, ce a spus Fiul lui Dumnezeu. Da, așa am auzit de la păstorul cu tare, așa am auzit de la liderul cu tare, frați și surori. Astea-s datini omenești. Nu numai biserica, să știți dumneavoastră, nu doar bisericile oficiale au datini, că ele vin și la noi. Și aici Biblia spune să ne ferim de datinile omenești. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, tot ceea ce nu se încadrează în Biblie, oricine l-ar spune, va trebui să fim ca cei din Bereia în vremea aceasta, să eliminăm tot ce nu-i biblic de lângă noi și din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute. Și mai este o metodă pe care o spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile începătoare ale lumii. Sunt învățături începătoare ale lumii. Nu gusta, nu atinge și așa mai departe. Învățături începătoare ale lumii, dar noi trebuie să ne păzim de ele. Știți de ce trebuie? Să ne putem înrădăcina în Hristos. Doamne, ajută-ne! Să putem să avem rădăcina adâncă înfiptă în Fiul lui Dumnezeu. Să nu ne miște nimeni de acolo. Eu apreciez oamenii hotărâți. Eu apreciez oamenii care spun, da, eu nu mă mișc de pe ce am învățat. Și Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să nu ne mișcăm de acolo. Să nu ne mișcăm deloc de la învățăturile pe care noi le-am primit din partea lui Dumnezeu, învățături prin care noi ne-am ridicat de acolo, de jos, din mocirlă, ne-a pus Dumnezeu piciorul pe stâncă, ne-a întărit pasul și îl binecuvântăm. Că sunt multe învățături, frați și surori, care diavolul le folosește și ne mișcă din când în când. Tot la câteva luni ne mișcă cu ceva. Da, cu anumite filozofii, cu anumite datini ale oamenilor, cu anumite învățături începătoare. Ne mișcă, știți de ce?
să ne tulbure inima, să nu mai avem bucurie, să nu mai avem pace, să nu mai avem lin, auzi ce s-a întâmplat acolo, auzi ce iese dincolo și așa mai departe, și ne pierdem prospețimea și ne pierdem pacea. Frați și surori, Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem că pentru războiul spiritual trebuie să ne pregătim, trebuie să ne adâncim în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, în sângele Lui, în valorile pe care Domnul ni le-a lăsat. Un al treilea lucru. Pentru a fi biruitori în războiul spiritual, trebuie maturitate. Trebuie maturitate. Versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Amintea fratele Petru aici de unitate. Vreau să vă întreb, de asta vorbeam de maturitate. Nu e așa că copiii se ceartă de la orice? Se și împacă repede, e adevărat. Dar nu e așa că se ceartă mereu? Vreau să amintesc în această dimineață, dacă o armată se dezmină împotriva ei, a ei însăși, poate fi biruitoare. Ce spunea Domnul despre asta? Poate cineva care e dezbinat împotriva lui să fie biruitor? Nu poate fi. Numai că diavolul și rece spune, eu n-am treabă cu biserica, eu am treabă numai cu X. Eu n-am treabă cu biserica, am treabă numai cu păstorul, numai cu comitetul, nu cu biserica. Dar păstorul, comitetul, oamenii aceia din departamente, cine a așezat acolo? Ce fac ei acolo? Nu e așa că atunci când noi ne luptăm unii împotriva altora, este lipsă de maturitate? Ba mai mult, facem un deserviciu bisericii și facem un serviciu diavolului, pentru că diavolul de la început a fost un dezbinator. Știți cât a tras cu coada lui atunci când a venit în lume? A treia parte din îngeri i-a tras de partea lui. A treia parte. El este un dezbinator. Și aici vine și spune, căci noi n-avem de luptat împotriva, adică ce am eu să mă lupt cu frații, cu surorile? Ei sunt împreună cu mine luptători împotriva aceiași puteri demonice care se luptă cu noi. Numai că ne concentrăm atenția într-o direcție greșită și nu ne concentrăm direcția în partea în care trebuie. Și spun în această dimineață, Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, să înțelegem, dacă vrem să fim biruitori în războiul spiritual, n-avem ce lupta cu oamenii, ci noi trebuie să ne luptăm cu duhurile. Amin? Cu ele trebuie să ne luptăm. Și în lupta aceasta Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne dea biruință. Și apoi, în încheiere, amintesc un al patrulea lucru. În războiul spiritual trebuie curaj și autoritate. Că putem avea curaj, dar să n-avem autoritate. Putem avea autoritate și să nu avem curaj, frați și surori. Că se întâmplă uneori că noi avem autoritate, dar nu avem curaj. Și invers, trebuie și autoritate, trebuie și curaj. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată ce spune versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și nu le enumăr, pentru că noi le avem în Scriptură. Toată armătura, frați și surori, o avem în Scriptură. Aici când face descrierea aceasta, apostolul Pavel ne pune și pune în vremea aceea un soldat, da? Un soldat roman cu toată armura de pe el. Atunci când apostolul Pavel face descrierea, descrie un soldat roman cu toată armătura de pe el. De asta au fost biruitori romanii, pentru că au fost bine echipați, bine organizați.
De asta au fost biruitori. Atunci când n-au mai fost organizați și n-au mai fost uniți, au fost biruiți. Dar atâta vreme cât au fost echipați și organizați, au avut multă biruință. În această dimineață, Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, să luăm toată armătura lui Dumnezeu. Avem nevoie de platoșa neprihănirii. Avem nevoie. Avem nevoie, spune cuvântul lui Dumnezeu, de încălțăminte în picioare. Avem nevoie. Doamne, binecuvintează-ne. Câtă nevoie de râvnă. Câtă nevoie, frați și surori, îi de râvna Evangheliei păcii. Câtă nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe deasupra tuturor acestora, lua scutul credinței. E nevoie de scut? Păi câte săgeți nu vin, frați și surori? Câte minți nu sunt atacate? Câte cugete nu sunt atacate? Câte inimi nu sunt zdrobite? Pentru că nu este coiful acesta. Luați scutul acesta, să luăm în mâna noastră. Apoi, luați și coiful mântuirii pe capul nostru, să avem coiful mântuirii și sabia Duhului. Și încheie cuvântul lui Dumnezeu și spune: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea. Să ne binecuvinteze Domnul. Frați și surori, vreau să închei reamintind: războiul spiritual este o realitate. Să nu ne jucăm. Să nu ne jucăm. Și să ne antrenăm, să ne îmbrăcăm, să ne pregătim, să nu ne jucăm. Pentru că dacă până acum n-ai fost atacat, nu înseamnă că nu vei fi atacat mâine sau astăzi sau peste câteva zile, tu vei fi atacat. Diavolul urmărește momentul în care tu să fii slab. Diavolul urmărește momentul în care să te poată ataca. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim pregătiți. Apoi, pentru războiul spiritual trebuie să ne pregătim, să ne adâncim viața noastră, rădăcina noastră spirituală, nu în conceptul oamenilor, ci în Hristos. Doamne, ajută-ne, frați și surori, să nu ne legăm de oameni, ci să ne legăm de Domnul Iisus Hristos. În El să ne punem rădăcinile și să le lăsăm să coboare adânc acolo, în Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu: ferice de pomul care este sădit unde? Lângă izvorul de apă. Dacă suntem lângă izvorul de apă, niciodată nu se va întâmpla să fim nici veșteși, nici uscați, ci vom fi întotdeauna plini de viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, pentru a fi biruitor în războiul spiritual trebuie maturitate, nu copilării, frați și surori. Eu consider că vorbirile de rău, fără niciun sens, fără niciun rost, toate acestea nu vin din Dumnezeu, nu vin de la El, ci vin de la cel rău. De aceea, frați și surori, să nu facem de servicii armatei Domnului. Să nu spunem: nu, eu n-am treabă, numai cu cutare. Frați și surori, atunci când tu te lupți cu cineva, de fapt te lupți cu biserica, pentru că cel cu care tu te lupți e parte din biserică. El este parte din poporul lui Dumnezeu, frați și surori. Și dacă eu mă lupt, o latură a bisericii este slăbită, frați și surori. Nu ne dăm seama de asta, dar o latură a bisericii e slăbită. În loc să fie întărită, e slăbită. De aceea, frați și surori, Domnul să ne dea maturitate. N-avem de luptat cu carnea, nici cu sângele, ci avem de luptat cu duhurile. Și apoi, în războiul spiritual ne trebuie și curaj și autoritate. Dacă dorești ceva în dimineața aceasta, e la rugăciunea care o facem, să cerem Domnului și curaj și autoritate. Amin? Amin? Să cerem autoritate, fraților. În sângele Domnului este autoritate. Să ne punem pe noi și casele noastre sub acest sânge al Domnului Iisus Hristos. Să spunem: Doamne, vreau viața mea, vreau familia mea, vreau biserica Betania, Doamne, să fie sub puterea sângelui. Vă invit să vă ridicați și am vrea să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, pentru cântare, pentru cuvânt și să cerem Domnului putere.
avem de luptat în continuare, vrem să fim biruitori și Domnul să dea biruință bisericii, pentru asta cerem curaj, pentru asta cerem autoritate și sângele Domnului să rămână peste noi, peste casele noastre, sângele Domnului să rămână peste biserica Lui. Așa cum suntem ridicați, să mulțumim Domnului, să ne încredințăm în mâna Domnului. Amin. Am vrea să mulțumim Domnului și individual. Sora Aurița va mulțumi Domnului pentru harul pe care Domnul l-a dat în dimineața aceasta și împărtășit.
ocupați locurile doar pentru câteva momente. De la ora 1, de la ora 13 avem o slujbă de înmormântare. E vorba de Berard Timotei, nu este membru al bisericii noastre, dar familia ne-a rugat să ajutăm această lucrare, având în vedere că sigur are legături cu ceea ce înseamnă Biserica Betania. Este unchiul lui Raul Berard și o parte din familie este aici împreună cu noi și ne-au rugat să îi ajutăm în această lucrare. Frați și surori, sigur că e frumos duminica să mergi să te odihnești, să servești masa în familie și apoi să te odihnești. Vă chemăm pe cei care aveți pe inimă lucrarea de evangelizare, pentru că vreau să amintesc că am văzut aseară, era soția acolo, are 4 copii, și aseară s-a predicat Evanghelia. Apreciez pe frații slujitori care au venit, apreciez membrii bisericii care au fost și aseară acolo la priveghi. Vreau să vă îndemn și pentru astăzi. Haideți să facem un efort doar pentru o oră, doar de la 1 până la ora 2 va fi slujba, să facem un efort să fim alături de această familie, de familia Berard. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă ajute. De la ora 4:30 avem catecheză, iar de la ora 18 avem evangelizare. Fratele Cristi Bor, slujitor în Biserica Speranța Cluj, va predica cuvântul lui Dumnezeu. Vor sluji tinerii, vor sluji copiii bisericii, corul, probabil corul mare, corul de copii. Nu avem invitați pentru slujirea prin cântare, dar avem cântăreți la nivelul bisericii și ne rugăm pentru ei. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i folosească. Apoi să nu uităm, de marți până joi avem 3 zile de post și rugăciune. Pentru cauza care deja a fost amintită, ne rugăm, postim pentru Marta Bozdoc, ne rugăm pentru eliberare și vindecare. În sângele Domnului este putere, este autoritate și noi proclamăm acest nume minunat. Și prin postul nostru vrem să spunem că nu ne descurcăm singuri, prin rugăciunile pe care noi le facem, spunem: Doamne, autoritatea nu e la noi, dar autoritatea este la Domnul, lăudat să fie numele Lui. Și vrem lucrarea aceasta, Domnul, să o facă între noi. Postim, ne rugăm, avem o programare, s-a pus și pe grupul bisericii, dar Domnul să ne ajute să ne implicăm și în mod special, frați și surori, poate frații în vârstă, surorile, nu mai pot posti datorită faptului că iau medicamente, e bătrânețe, e vârstă, dar ne putem ruga. Vă puteți ruga, surori din biserică, puteți să strigați la Dumnezeu ca El să intervină și El să-și protejeze și binecuvinteze biserica. Amin? Rugați-vă și Domnul să ne asculte. Pentru marți avem și frați invitați. Fratele Enzi va fi marți împreună cu fratele Eugen, vor fi împreună cu noi. Ne rugăm în direcția aceasta și ei se roagă împreună cu noi și Domnul să ne asculte. Apoi pentru data de 31, la slujba de dimineață, duminica următoare, avem darea de seamă. Vă chemăm pe toți la această întâlnire. Probabil nu va fi 3 ore, nu știm exact, dar vă chemăm să fiți la această întâlnire a dării de seamă, unde putem să corectăm anumite lucruri, unde putem să discutăm ca într-o familie și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Harul lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui să rămână peste noi toți. Amin.